Salut! Hai să vă spun așa ca idee, cam cum a fost să stau de prin 2020, cred că, până în 2021, un an jumate, prin vară așa. Nu s-a mai putut, frate. Băi, n-ai cum să trăiești. 30-30, da? A fost un test personal. Acum spun și părți pozitive și părți negative. Părți pozitive la nivel spiritual, ca altceva... Și de focus, și eu știu să spunem așa. Aoleu, deci, în primul și în primul rând, eu mă ocup cu niște chestii online, da? Cu niște chestii online care am nevoie de telefon, smartphone, că am nevoie de multe aplicații care mă ocup, în fine, cu niște vânzări și tot așa. Dar a fost un test suprem pentru mine să mă focusez foarte mult, poate găsesc niște idei. Am văzut și eu cum e, da? Cam care-i treaba, cam cum, ce poate să se schimbe, că tot auzeam. Stăm, ne cocoșăm cu telefoanele, stăm în telefoane, ne-am pierdut pe noi, nu mai suntem atenți la celălalt și tot așa, da? Astea-s. Și am să fac eu un test de un an jumate cu ăsta, frate, ești nebun. Este focus, este. Ia uite. Ce frumușel e. Bă, nici nu i-a prins, nu l-a mai aprins. Ia se aprinde? Nu se aprinde, că nu are baterie. Ia, stai o leacă pe frecvență aici, că... Îți dai seama că... Uite, că nici nu știu că acum suntem în 2023, da? Trecut ceva timp. Stai, cum deschide asta, bă, frate, bă? A, uite așa, da, bun. Asta a fost bateria, a fost o nouă, știi? Gândește un pic că... Made by Nokia, bun. Deci, știi că trebuie să-i pui din ăsta, da? Adaptor din ăsta, că acum... Acum nu mai e... Că trebuie să-i pun adaptor de ăsta, că cu nano SIM, micro SIM, știți voi, cu telefoanele astea acum, da? Cu... chestia asta, că nu mai merge chiar așa treaba, adică trebuie să fie mic, trebuie să încap acolo, să aibă spațiu probabil și pentru card sau pentru dual SIM și tot așa, na. Și am luat din asta, aveam ca niște cartele, am luat adaptor din asta, bun. Și ce pot să zic, frate, că acum prima întrebare este, azi te ținea bateria 3 săptămâni, îi ținea o pulă. Nu ținea, frate, adică trebuie să te gândești că ăsta o aveai litiu, Litiu-ion, știi? Nu e litiu-polimer, e litiu-ion din asta, litiu-ion sau eu știu, 1000 de miliamperi, da? Că asta era întrebarea la băieți. Bă, îți dai seama că m-aș încurcat, frate, de multe ori nenorocirea asta. M-a încurcat de m-a spart, da? Păi, trebuie să te gândești, uite, și asta e încărcător, da? Bă, aud ce aici. Cablu, bă, de ce pui pe ăsta la încărcat și după aia stai în pat ca băieții, că ai văzut cum e acum cu telefoanele astea. Îl pui pe el la încărcat și stai acolo, lângă el, lângă priză acolo, că... Numai dacă ai lângă cap, așa, sau undeva, în rest, să stai acolo lângă el, că atâta e cablu. Și costă 60 de milioane telefonul. Și stai acolo lângă... Bă, fac așa o economie la orice, să mor dacă nu. Și... Auto-l pe ăsta, cred că are... Deci am 1,86. Și eu știam că asta e înălțimea mea, da? Pe... Așa este. Înălțimea mea e așa. M-a venit cât fac eu așa. Ăsta e 2 metri. Mai rămâne aici. Mai rămâne cam atâta. 2 metri are. Bă! 2 metri de țeasă, le pui în priză și stai. În pat, ca băieți. Nu stai acolo lângă el lipit de priză. Bun. Ce spuneam? Că m-am încurcat și ia că spun și partea, gândește un pic. Story time. Gândește un pic. Trebuia neapărat să mă întâlnesc cu cineva. Cu ăsta, da? Cu telefonul ăsta. Trebuia neapărat să mă întâlnesc cu cineva și... Nu știam adresa, frate. Nu știam adresa, n-am iau telefonul ăsta. Și îți dau eu pe Google Maps. Ce Google Maps, bă, băiatule, bă? Ce îți dau eu, cum îi spune, share location? Ce share location, băi, fii cu minte, că... Ce share location, că tu nu vezi ce am, ce telefon am? Și... I-am spus, dăm repere. Repere, chiar nu se poate. Nu se poate că nu te-a să-i spui telefon, ci telefon. Ce să zic, că nu se aude atât de bine. Adică, băi, când aud treaba asta, bă, ce telefon erau înainte, bă, ce pula mea, că nu, te-o spun acum eu. Ți-o spun eu, că pot să fac comparații. L-am avut pe asta, da? Nici nu se auzea foarte bine. Și semnal, când aud că are semnal, nu avea la țară, nu avea semnal exact cum nu are nici ăsta. Nici absolut la fel. Ce să zic? Descris! Descris pe telefon! Ce să scrii, frate? Ce să scrii? Că trebuie antrenamente, să-ți faci un rebrain. Un retrain, să te antrenezi din nou. Ce mail să trimiți? Nu trimiți niciun mail, nimic. Niște SMS-uri. Cine mai scrie SMS-uri? Băi, deci... Când era ceva,
nu poți să dai copy-paste, nu poți... Băi, Doamne, cât de rău, cât de rău m-a tras în jos. Un an jumate, frate. Un an jumate. Ți-am zis, gândește un pic, dă ceva, share location, share location, dăm niște repere, ceva, ce clădiri pe acolo, ce culoare au gardurile. Asta era. Cum e poarta, cum e aia, ce mașini sunt pe acolo, ce clădire mai este pe acolo, unde fac dreapta. Bă, deci așa a fost. Un an jumate mi-am promis-o. Asta e faza. Mi-am promis-o că nu mă dau de lângă el. A fost, carcasa a fost nouă, s-a luat culoarea aici, da? Recunosc că l-am mai scăpat pe jos, nu s-a făcut nimic, s-a întâmplat nimic, dar un telefon foarte plictisitor. Foarte plictisitor. Gândește un pic că... Păi nu poți să faci, deci gândește un pic. A, bă, cât, trebuie să te-am zis. Trebuie să, când scrii SMS-uri, Doamne, ce mă nerva. Când știam că te scriu un mesaj, deja mă lua... Trebuia să fac, gândește un pic, apeși fiecare tasă de 3 ori, faci și ea, zang, zang. Bine, m-am învățat, m-am obișnuit. Ești în parc, altă poveste, ești în parc. Te-ai pus ca băieți în parc, da? Și ai telefonul ăsta, ce să faci cu ăsta, la ce să te uiți? Să te uiți la mărioara de la țară ce mai face pe Facebook sau pe Instagram? Ce să te-ai pus în parc, ai luat cafeaua dacă fumezi, ai luat o țigară și stai să mor dacă te minte, ești zen. Pari ciudat. În ziua de azi, pari ciudat. Uite așa, stăteam câte o jumătate de oră în fiecare dimineață și... E pus în pari ciudat. Da? Astea-s părțile negative care le spun, da? Astea-s părțile total negative. Da? Deci pur și simplu stai și... Ce să faci pe el? Ce să faci? Bine, mie nu mi-era rușine, știi? Deci nici un pic, că lumea se uită, da? Mi s-a întâmplat să mă mai sune telefonul. Molodit din aia, nici măcar nu-i polifonic, că-i... Melodie din aia, spune de cum e, monofonia, cum dracu-i spune, din aia învechită, da? De telefon vechi. Și te sună și te gândești un pic, că se uită lumea la tine, da? Și e roșu, frumos, da? Ca să și fie... Să atragă atenție, ca și cum, hei! Lași telefonul. Cam asta vrea să spună. Și când vorbeam, gândești un pic, că e și mic așa. E micuț așa, e... Nici nu se aude foarte bine, nu... Volumul... Dădeam de aici. Volumul, dar nu se auzea foarte bine, frate. Deci eu nu știu cine spune că, bă, ce telefoane erau înainte. Și să zic de uite, apropo, o să vorbesc după aia de baterie. Și atrage foarte mult atenția, da? Păi că zic un pic de ce am spus de treaba asta, de parc. Că ce să faci cu el? Ce să joci? Râma, că toată spunea, joacă râma, glumă asta, joacă, ai jucat râma. În pucula mea, sunt mai mare de atâta. Și... Stai și te uiți! Deci să mor dacă nu ți-ești din corp acolo. Așa, stai și vezi cum ești ciudat. Bine, îl mai scoteam din buzunar dacă ea trebuia să mai scriu un mesaj ceva sau să văd. Ce să vezi? Ce să vezi? Ce apeluri să vezi? Că în ziua de azi e pe Facebook și pe Messenger și pe Instagram, acolo e și pe ce mai este, da? Ce mesaj să vezi? Sunt puțin că ai trimis SMS-ul în ziua de azi. Bun, pe WhatsApp. Ce WhatsApp? Și... bateria. Păi când auzi, am zis, când auzi la alții că cât aici, ai văzut cum, băi, îmi vin prea multe idei, vine ideile, îmi vin idei multe și vorbesc peste și nu știu ce să spun și nu te așa mă încurc. Dar ca idee, bateria, da? Păi bateria... Bă, când auzeam, cât te ține bateria? 3 săptămâni? Ce 3 săptămâni, frate? Că e litiu-ion, cum am zis. Și, frate, eu nu știu dacă e adevărată legenda aia că trebuie să aștept să se descarce și după aia îl încarce. Asta știam că e la nichel, da? Știam treaba asta, că aștept să descarce complet bateria și după aia o încarce. La litiu polimer sau la litiu ion sau cum îi spune asta, se încarci când vrei tu. Bă, dar eu cred foarte mult că bateriile erau foarte prost făcute înainte, frate. Am mult ce mai serios. Deci, băi, a ținut mai întâi o 6-7 zile, dar după aia ținea 2 zile, frate, sau o zi chiar. Gândește un pic fără să umbli deloc. Ce să umbli la el? Scriai câte un mesaj, să mai suna telefonul. Astea erau treburile. Când nu aveai internetul și din astea pe el, da? Și în 2 zile trebuia să-l încarc chiar. La modul cel mai serios. Și nu-ți vin să crezi, dar cum dracu s-a terminat bateria asta într-un an de zile? Păi ăsta, am eu un Note 10 Plus. Păi ăla încă ține, are cât are, bro? 3 ani și ceva. A, e de mult telefonul ăla și încă ține bateria, frate.
ține o zi cu internet, cu toate alea, mă uit pe YouTube, fac din alea. Bă, nu-ți vine să crezi, mă, nu-ți vine să crezi. Păi eu cred că erau prost făcute înainte, că acum, na, dai seama, telefoanele astea acum le capsulează și mă gândesc că își dă un pic interesul oamenii, să nu-și l-arunci atât la ghenă tot cu telefon când nu mai ai bateria bună și l-arunci după un an, da? Adică își dau interesul, ca și cum înainte, băi, se termină bateria, schimbi alta, da? Aftermarket, de la chinezari. Și, hai că-ți mai spun, am fost la bancă, și acolo trebuie să rezolvi ceva cu un card, da? Bun. Și ca să rezolvi ceva cu un card, la ceva de detaliile alea. Băi, știi cum e la bancă. Bă, când am auzit că trebuie să merg la bancă, trebuie acum să mi-ai expirat cardul, da? Fix luna asta, septembrie mi-ai expirat cardul, acum suntem în octombrie. Mi-ai expirat cardul, trebuie să merg la ei, să o rezolv. Păi bă, doar scârba aia că trebuie să merg până acolo, te la întrebări. Dar cum? Ce faci? Da, cu ce te ocupi? Da, de unde? Bă, da, dă cardul, frate, că ai detaliile acolo deja. Le ai acolo, lasă-le dracu acolo, așa cum sunt ele. Dă-mi plasticul ăla, trimite-l prin poștă, prin curier undeva și lasă-mă în pace. Deci scârba aia că te smeri pe la ei, mă omoară. Și am avut treaba tot la fel cu un card la ei. Bun. Și între timp, ce au făcut? Mi-a spus că ca să validăm nu știu ce căcat, îți trimitem un mesaj. Să ne dai codul. Numai, mi-ai mesaj. Clic, 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 clic. Să mor dacă nu. Aduc aminte, era, cum era ghișeul acolo, mai erau două fete, știi? Și parcă și-a făcut cotul. Ia să vedem pe asta. Și s-au întors amândouă. Deci erau, cum eu vorbeam cu o fată aici, la ghișeul ăsta, cum era ghișeul aici, da? Și vorbeam cu o fată aici și mai erau cumva în stânga, cum a venit pe lungire, mai erau încă două fete și m-au întors ca. Frate, serios? Ce e asta? Ce s-a întâmplat? Unde? Ce s-a... Care-i treaba? Ce e asta? Ce e? Ce-i cu sunetul ăsta nou? Și am scos telefonul și l-am arătat. Și am început să râd acolo, da? Toate trei rațele. Și am început să râd acolo. Bine, după aia au adresul ele cumva, că vai, dar ce apreciez oamenii, apreciez pula. Că ai râs după aia, după ce am plecat de acolo. Ați râs toate cloștile de mine. Apreciez oamenii care încă țin la unele chestii și niște vorbări din astea. Bun, și am rezolvat. Altă chestie. Am primit o invitație. Și nu mi le amintesc chestii nașpa. Bă, m-a tras mult în jos. Dar spun și chestii pozitive după aia, nu numai nașpa. Dacă ar fi balanța, bă, chestii nasoale rău de tot la telefonul ăsta. Că am testat-o, când am avut, ți-am zis, stați cu telefonul, cu ochii în telefon și astea. Bă, dar ăsta te omoară, bă. Te omoară ăsta. Nu mai e ce căuta în ziua de azi. Trăim alte vremuri. Bun. Eram la sală și a fost o fază în care o fată putea să-mi dea mie să testez și eu o sală nouă pe lângă mine. Și trebuia cu abonament. Da? Trebuia cu un abonament, dar abonamentul... Intru acolo, aici să spun, mă duc la ghișeu. Da? Deci e fază urât acolo, bă. Mă duc la ghișeu acolo și era, normal, fata aia care se ocupa de... Angajată, fata aia angajată, cum îi spune, ghișeit, nu știu, la care lucrează la ghișeu, da? La... Angajată, frate, care lucrează la sală. Care se ocupă de abonamente, de intrare, da? Bun. Și era fata asta cu mine, care vrea să-mi dea și mie abonament, m-a venit un trial, da? O testare pe săptămână, free, gratis, da? Eu am sală în altă parte, eu merg la sală în altă parte, dar eram și eu curios cum merge sala aia nouă, da? Eram și eu curios cum merge, cum e treaba, care-s... Poate o să-mi placă, nu? Să schimb. Bun. Mă duc acolo, vorbesc numele cu tare, cu tare, cu tare, îi ia ei, nu știu ce flutura, ce flyer, ia de acolo, îi dă, mi explică cum e treaba cu prosoapele, cu prostia, cu una, cu alta, bun. Și cum te numești și spune număr telefon și va trebui să instalezi aplicația. Ca să intri în sală și ca să scanezi, nu știu ce, pe când i-am arătat ăsta. N-a fost amuzant pentru că fata care era cu mine, ea nu știa că am telefonul ăsta. Care vrea să-mi dea trial și ea era mai rușinoasă, frate. E fata asta care ține la imagine. Deci pur și simplu am simțit-o cum se îndepărtează, să mor dacă tine cu ceva. Am simțit-o cum se îndepărtează de mine și ca și cum nu te mai apropia de mine. Vorbim după ce ieșim de aici. Până atunci vezi de treaba ta. Și am simțit treaba asta, bă, na. Fiecare care ține la imaginea lui și fiecare nu-i de judecat, e... Așa era ea, așa e ea, ține foarte, foarte mult la imaginea aia, să nu o faci de căcat, frate. Eu o știu, de mult, așa e ea. Nici eu nu mi-am dat seama că trebuie aplicații, că rezolv, nu știu, îi spuneam, frate, eu n-am telefonul ăsta deocamdată, n-ai rost să mai vin pe acolo.
un an jumate am pus coțin așa. Bun. Și am zis că am văzut-o cum se îndepărtează. Îmi duc aminte exact. Stăteam undeva și am văzut-o cum se îndepărtează și se făcea care treabă pe telefon, știi? N-avea nicio treabă, nimic. Și așteptam să mă ajute fata aia pe mine cumva să rezolvăm altfel cu telefonul și să facem cumva cu codul ăla și nu știu ce, poate intru altfel cu nu știu ce căcat, nu s-a mai rezolvat nimic, nimic nu s-a mai făcut. Toată treaba era că era fata aia, era rușine și fata aia ca la ghișeu și ea s-a simțit așa pentru mine, dar din unde vii, din ce epocă vii, stai dracu acasă, nu mai veni pe aici că nu-i tine sala asta, da? Dar noi am stat acum să-i explic că e un experiment, că e o pulă. Ce să-i mai stau să-i explic, că nici nu mă interesează părerea lor. Ei, păi, fac ce vreau eu cu viața mea și aia e. Băi, și am ieșit afară, fata asta care era care, cu abonamentul, da, care vrea să mă ajute. Și am ieșit eu afară și după aia am vorbit. Pur și simplu simțeam așa că, băi frate, ai venit să mă faci de râs aici? Ai venit să mă faci de râs? Porcule! Îți un pic rușine, vii cu măgăoaia asta la 70 de lei? Și avea nu știu ce iPhone 13 Pro sau nu știu ce avea, 12 Pro, cum era barna multă, ultimul model și mă vii și mă faci de căcat să mor dacă te mint cu ceva. Bă, într-un fel o și înțeleg că cine ține la imagine poate nu vrea să-l facă cineva third party, cum mai veni un om din altă parte să, băi frate, da, mă ajut să mă fac de căcat, lasă-mă că dacă e vreodată mă fac singur, da? Bun, nu e problema asta. Și acum să mai spun. Băi, trebuie să te gândești un pic că e foarte plictisitor, da? E foarte, foarte plictisitor. Și se întâmplă momente când ai urgențe. WhatsApp, Messenger, Instagram, nimic n-ai acces. Internetul în ziua de azi e foarte, foarte important, da? Extrem de important. Uite că acum nu mi-am amintesc exact câte situații am mai avut în care am avut nevoie de internet, frate. Am avut nevoie de situații. Dar am tras tare, am spus, bă, mi-am propus ceva, pentru că nu mi-am propus. Am și promis cuiva că o fac, știi? Și când promiți asta, bă, frate, de... Rămân pe zi, da, mă. Și m-am dus așa, am văzut, bă, cam cât de grav poate să fie. N-ai ce căuta, frate, ziua de azi, telefonul ăsta. N-ai ce căuta. Nu. Nu. Nu mai e pentru epoca asta, da? Fără internet nu mai poți trăi, ți-o spun eu, care... Am testat-o, da? Nu vorbesc ca eu de aici. Bun. Ți-am zis, nu mai amintesc acum câteva chestii care să, bă... Să văd ce mai e, cât de tare m-a încurcat telefonul ăsta. Foarte tare! A, da! Încă o chestie, frate, fii atent aici, cât de grav e treaba asta. Ești pe un munte, ești și tu undeva special, vrei să captezi și tu, faci un selfie, să te dai barosan pe istorie, să te dai baștan. Vrei să faci tu un story undeva, sau pentru amintire. Ai o gărcicuță frumoasă, vrei să dai mare cap pe Instagram, da? Și ce să faci, frate, ce să faci cu ăsta? Bine, n-ai cum să ai gărcicuțe cu ăsta, că... Ia la întrebări, n-ai, cu ăsta n-ai cum să ai gagicuțe. Dar îți faci singur selfie și vezi, dai barosan, da? Ce să faci, frate? Nu mai zic, poze nu s-au făcut nimic în perioada aia deloc. Tu dai seama ce grav e. Prada, eu eram cu cineva împreună și făcea ea, dar să fii singur, bă, te omoară. Și acum hai să spun și părți, gata, că l-am distrus cu negativități, am zis, nu mai amintesc. M-a rupt, deci nu o să mai testez în viața mea așa ceva, nu-i pentru epoca asta. Nu-i, dar hai că spun și părți pozitive. Trebuie să te zici un pic că ești foarte prezent, da? Au fost momente când m-am întâlnit cu niște oameni, cum am fost la e-mail acasă, da? De obicei mai stau pe telefon, mai sună telefonul, mai primesc o notificare. Mai mergeam pe la e-mail acasă, nu? Niciodată nu verificam telefonul. Ce dracu să verifici la asta? Ce să verifici la telefonul ăsta când ai ce verifica? Nu mai auzi clic, 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 SMS, Orange. Mă, ne-ți expiră opțiunea. Asta primești. Reîncărcați-vă înainte de data nu știu care. Bun. Asta e una, da? Ești cu oameni acolo, că n-ai ce verifica. Am fost la grătare, am fost așa și eram așa cu oameni. Simțeam că nu mai am obiceiul de a verifica telefonul mereu, știi? Asta era o chestie foarte mișto, dacă ei stau să mă gândesc. Și ai văzut cum ai, parcă mai verifici telefonul, vezi dacă ai mai primit vreo notificare, vezi ce mai face Gheorghe, ce mai face... Și asta începe oarecum să dispară, să dispară obiceiul ăla... Nociv, frate, să verifici ce fac alți oameni, frate. Deci am modul cel mai serios. Am scăpat de obiceiul ăla și de atunci nici nu mai intru pe Instagram decât prin să vorbesc. Și pe Facebook, nu știu dacă stau 10 minute pe săptămână, am verificat. Pur și simplu, nu mai am obiceiul de a verifica ce mai fac alți oameni. Nu mă mai interesează. Asta am scăpat de obiceiul ăsta. Bun.
ești foarte, foarte prezent cu lumea acolo, da? Bun, doi. Se spune că ești în parc, da? Sau ești în tramvai, ești în tren, ești undeva cu telefonul ăsta. Recunosc, poate fi plictisitor, o perioadă, super plictisitor. În același timp, poate fi și o chestie mișto. Începi să fii mai atent la oameni, începi să observi chestii, începi să te uiți așa, să fii mai prezent, da? Parcă vii cu niște experiențe, frate, da? Nu mai stai cu capul în telefon, asta e adevărul. Pentru că aminte exact, mă uitam pe geam și observam tot felul de chestii, da? Uite, în mașină, la fel, nu mai ai cum. Când ești în mașină și uite, ești la volan, da? Nu mai ai obiceiul să mai scrii, ce să scrii, ce să verifici, ce să notificări, ce să faci, n-ai ce face. Gata, asta l-ai pus. Ăsta nici nu are, nici dacă are mai are suport acum să-l pui undeva, știi, ca cum un telefon. Nu, n-are. Să pui și tu telefonul ăsta undeva în suport, în ăla, știi, cum se mai pune acum în ziua de azi la telefon. Nu, nici nu am pentru asta, așa ceva, nu știu dacă poate există, nu? Trebuie să fie vreo variantă, să-l pui și pe ăsta undeva. La ce treacă să-l pui? Ce să pui, să verifici, ce să vezi? Google Maps, ce să vezi? Waze? Și asta era o chestie foarte mișto. Ești la volan și uite așa. De exemplu, ești... De exemplu, uite, ai spune că ești în... uite, citești o carte, da? Citești o carte și... Ai de obicei după o perioadă, după 2, 3, 5 pagini, îți vine să verifici telefonul. Hai, ce se mai întâmplă, hai cum am plictisit, hai să... Dar nu e vorba de să vezi că mori fără să cauți. E obiceiul că am testat eu. E un obicei creat continuu, de a testa, de a-ți da dopamina aia. Să vezi ce se întâmplă, ce face cu Tărescu, să te mai uiți în partea aia, vezi ce notificări, vezi cine să mai dea like-uri pe nu știu pe unde, vezi ce validări mai primești pe story-ul ăla. Ce story să mai pui? Nu mai pui niciun story când ești cu ăsta. Bun. Și acum, când ești cu femeia ta și ai telefonul ăsta, bă, acolo pe bune vorbesc, pur și simplu chiar ești cu omul ăla. Adică nu ai ce face altceva, da? Nu mai ai ce verifica, nu are ce să te încurci, nu are cine să te încurci în ziua de azi. Pentru că SMS-ul și nu se mai dau SMS-ul așa pe telefon, pe cartelă, frate. Îți dau ăștia 3.000, 10.000 de SMS-uri gratuite, ce să mai faci cu ele? Să ți le bagi în cur, că altceva n-ai ce faci cu ele. Dar WhatsApp, Messenger, Instagram și pe unde mai scrii tu mesaje pe online, nu mai există, nu mai sunt. Și ești foarte, foarte prezent cu omul ăla, parcă îi dai atenție, nu? Relația poate să decurgă mai bine sau ce puțin poți să vezi niște probleme peste care nu poți să treci în relație, nu? Și poate atunci ai un pic și prin tu un pic tupeu să-i o dai în față, frate. Bă, mă cam deranjează chestia aia, nu-mi place treaba aia. Pentru că tu neavând ce faci, frate, nu mai ești distras, da? Nu mai ai distragerea asta. Stai și discuți, nu? Rezolvi niște probleme, frate. Încep să rezolvi probleme din relație, din casă. De asta nu mai ești distras deloc de telefon. Acum sunt super distras de telefon, că am revenit, da? Treaba cu bateria. Se spune că poate să țină mai mult, dar eu n-am avut grijă de baterie, frate, că nu mi-a păstrat mie treaba asta. Poate să țină 5-6 zile, da? Dacă ai grijă de ea, dacă eu știu, poate dacă o schimb, dacă... Poate să țină vreo 5-6 zile, mă gândesc. Așa ținea la început. Așa ținea vreo 6 luni de zile. Ținea 6 zile, când îl încărcam și uitam de el. Am mult mai serios. Și ți-am zis, treaba asta cu căblărău ăsta... Bă, băiatule, bă, ți-am zis, l-ai pus la încărcat și te pui în pat. Am mai spus-o ție treaba aia, că acum putea atâta să dă fericel și... Uite așa, am lângă pat acolo, am priză acolo lângă pat undeva și... Să nu cumva să-l trag, este aici, uite așa, uite așa, stau cu el un pic, e întins firul la maxim. E la maxim întins firul, firicelul la mitel și priză lângă cap și de așa stau. Bă, grav tare, nu? Grav, adică fac ăștia o economie la telefoane de 60 de milioane, nu vine să cred. Părți pozitive. Ai ocazia să devii mai atent, mai spiritual, da? Gândește un pic, ai ocazia, ești în parc și poți să fii atent la cum te simți în interior. Nu mai ești distras, da? Nu mai ești distras. Te uiți la un film, păi te uiți la un film, da? Dacă te uiți, că nu mai ai văzut cum te uiți la un film, așa e. Dacă spune că te uiți la un serial, ceva la un film, te uiți și parcă... Clic, clic! Ia să mai vedem, ce mai face Gheorghe? Ia, am primit un like de la mândra mea, de la mândra care mă visează, de la una care îmi place sau de la Am primit mesaj tocmai de la bunăciunea asta, cred că mă vrea rău. E doar un like, frate, atâta tot, da? E, și
tot așa și te distrage, știi? Și după aia te duci mai deep și după aia cauți, uite, ți-a dat nu știu cine like și te duci. Și după aia, ia să vedem, ia să văd asta. A, și după aia pierzi o oră. Uite așa, pierzi o oră absolut inutil, frate, nu te ajută cu nimic. Asta recunosc. Asta e partea lui pozitivă. Eu nu încerc să scot ceva mai bun de atât, ceva mai mult decât treaba asta cu că ești prezent și că ești mai atent la tine, da, faci, poți să fii super super atent la interiorul tău, da, nu mai ești distras, nu mai și să vezi că începi să pierzi niște obiceiuri astea nocive și proaste, da, de a verifica telefonul din într-un sfert de oră într-un sfert de oră. Asta e super mișto. Și când te apuci de o treabă, te apuci de o treabă, frate. Nu mai verifici nimic, că nu mai ai ce verifica, da? Na. Ce să zic, de căști, de muzică? No. E mindfulness. Ești mindfulness. Mergi fără muzică, fără din astea. Fără să vezi vremea, fără nimic. Pur și simplu, fără nimic. Deci nu vine să cred. Dacă aud pe cineva spună treaba asta, vai, dar să ne întoarcem, bune, mai erau telefoanele alea. Întoarce-te, frate. Când îi auzi, eu am făcut-o. Când auzi, ce telefoane erau înainte, ce telefoane făceau, ce ținea bateria, era mai așa. Stăm cu capul în telefon toată ziua, pe și fix aia care spun că stau cu capul în telefon, fix aia stau, cel mai mult. Eu cred că aia sunt cei mai nocivi, da? Oamenii aia sunt cei mai bolnavi de telefon. În ziua de azi, toată lumea stă cu capul în telefon, cred că tu ești cel mai, da? Eu am făcut-o. Am fost cu telefon din ăsta. Nu-i sănătos nici asta. Că în ziua de azi nu mai funcționează treaba așa. Stăim într-o altă eră și fără internet nu mai poți funcționa. Totul are legătură cu aplicații, cu puli, cu din aia. Cheamă tu Uber-ul prin ăsta. Cheamă tu. Ce faci? Ai o urgență. Ai o treabă, ai o vrăjală, ai o măslină. Ce faci? Bun, chem taxiul, nu știi care-i treaba. Dar eu sunt cu Uber. Mie ăla îmi place, da? Și știu exact care-i treaba, pe unde vine, când mai durează până vine, dau comandă de aici din casă, văd exact pe unde este și înainte de asta mă scobor. Și îmi place să văd și cât costă exact înainte. Nu mai ajunge acolo 12 lei sau 25 de lei. Văd exact cât costă și dacă îmi convine, plătesc, dacă nu îmi convine. Bine, asta e alt subiect, da? Dar ca idee, nu înțeleg cum mai funcționează taxiurile astea, frate. Când avem varianta asta cu Bolt și Uber, care vezi exact cât costă, când dai start, el vede cine vine, îl vezi numărul la mașină, vezi pe unde este el când ajunge la tine și știi exact cât costă. Și nu mai e faza aia să îi dai banul, îți dă rest, nu-ți dă rest, mai lasă și lui 2 lei, ai coborât, la revedere, s-a plătit automat. Eu nu înțeleg cum mai funcționează treaba asta cu taxiurile. Că încă funcționează. Bine, acum e o bulangeană din partea mea să spun că să nu mai funcționeze. Că na, sunt locuri de muncă și e o afacere și toată lumea, am și oamenii aia, copii și tot așa, înțeleg că e economie și nu vreau să mă iei la asta. Dar și oamenii aia să se facă uberiști, să ai Uber, nu? Așa văd treaba. Mă gândesc la alți oameni, cum de mai folosesc taxiurile. Poate le place, poate fiecare cu stilul lui, cu ce s-a obișnuit. Dar ce Uber să chemi, bă! Ce Uber să chemi? Da? Cam asta e, frate. Despre că am vorbit. Am vorbit despre telefonul ăsta de parcă am făcut un review. Ce pot să spun? Ce detalii tehnice? Vezi, dau detalii tehnice? Ecran LCD. Ce e ecran cu tu leacă la ăsta? Ce să vezi pe ăsta, bă, băiatule? Ce să vezi pe ăsta că e mai mic telefonul decât ce am eu, că am eu în cealaltă cameră? Deci, ce să vezi pe ăsta? Numai, asta îmi place. Clic, clic, când miști tastele. Clic, 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 clic. Se aude, se mor dacă nu. Păi, cam asta e. A fost de ajuns să vorbesc, am vorbit, mi-au ieșit pe ochi și am explicat exact. Merită? Nu merită, frate. Trăim într-o altă eră. Trăim într-o total altă eră care avem altă viață fără internet. Cu adevărat nu mai putem funcționa. Pur și simplu totul e legat de aplicații, totul e legat de mail-uri, de validări, de tot felul de chestii. Totul se face prin programări online și gata. S-a încheiat. Deci avem smartphone. Pur și simplu nu poate funcționa. Foarte, foarte dificil să stai cu așa ceva. Foarte dificil. Băi, cam asta am avut de spus. Ne auzim. Doamne ajută la toată lumea. Hai, pa!